Vă salut, dragi prieteni, bine ați venit la un nou video și bine ați venit în mica mea stupină. Țin minte când am o săptămână și ceva în urmă, un stup mai era agitat. Mă gândeam, poate Regina a început ponta și nu are mâncare. Mă gândeam, poate nu are Regina. Dar vreau să verific care este situația la el și haideți, veniți aproape de mine. Să vedem care este situația la el. Chiar vreau să umblu în el, să mă uit care este situația în stup. Deci așa cum am spus, eu nu am condens în... Chiar de-am pus gazete și folie, vă aduc aminte că fundul la mine este cu plasă. De ce? Vreau să vedem care este situația. Așa. Asta este 1, 2, 3, 4, 5 rame. Intrăm din moară. Așa. Tot să-mi dau o leacă de fum. Gata. Da. Știet. Vreau să văd dacă... Asta îmi răutăcează, a? Mai bine îmi luam asta. Deci, practic, mâncare puțină, are polen, așa? Polen. Vedem partea asta, mâncare aproape deloc. Vreau să văd dacă Regina a început ponta. Pe ultima ramă nu. Pe ultima ramă țin, nu, dar toți. Am avut și cază de astea și pe ultima ramă. Cum are? S-a stâns? Hai are. Așa. Albina este la pe ramă. Și mâncare, uite, aproape noi. Vreau să văd așa. Uite ce e de plină cu miere, cu albina. Deci mâncare este foarte slabă. Poate asta și era motivul că era agitată. M-au pișcat bine. Ce nu faci ca să vezi care-i situația la el? Așa, aici puțină mâncare este. Sunt răutăcioasă, nu? Sunt agitate. Văd ca să fi pus Regina ceva. Nu văd ouă. Puțină mâncare are. Deci asta poate și este motivul că albinele nu prea aveau mâncare sau... Uite, asta este. Este mâncare. Deci, încă mâncare are, dar nu spune că are multă. Ca ultima ramă este mâncare pe ultima ramă. Deci, prieteni, asta este puțin mai agitat cu ăsta, așa am decis să mă uit. Deci doar câteva coroniță are pe stup și pe ultimile două rame are mâncare. Deci
Cred că o să pun și turcii energetice. Așa. Deci vedem cum editate nu este. Totuși voi pune gazetele înapoi. A, o spun pe nuțul. Turtă. Voi pune turte mai târziu. Deci, prieteni, am văzut în stupul ăsta este slabă mâncare, de aceea cred că o să pun turtii energetice. Și în următorul video voi arăta cum pun și turtele. Dar ca și concluzie, uitați-vă la fiecare stup, posibil să fie și mâncare slabă. La mine am știut că am doi stupi mai slabi, de aceea cred că o să le pun la toate. La toți stupii, de aceea mulțumesc că ați vizionat acest video, abonați-vă la canal și distribuiți mai departe prietenilor apicultori să le aprindem curiozitatea și totodată să verifice albinele. Voi a fost Zanoc Manole, pa, pa!